Lascon a făcut publică scrisoarea în care exprimă nemulțumirea față de situația politică actuală din România, inclusiv anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale de către Curtea Constituțională a României, CCR. Scrisoarea a fost redactată într-un ton personal, sublinind atât provocările interne și externe ale țării, cât și determinarea ei de a continua lupta politică. Lascon a tras atenția asupra vulnerabilității României în contextul geopolitic actual, făcând referire la influența rusească pe care o consideră încă prezentă și la slăbiciunile instituționale din țară. Ea și-a exprimat preocuparea față de fragilitatea statului român, susținând că acesta se confruntă cu amenințări atât din interior, cât și din exterior. Totodată, ea a subliniat importanța susținerii valorilor democratice și a libertății în fața presiunilor externe și a controverselor interne. Candidata USR a menționat că nu se consideră asociată niciunei agende externe sau influențe străine, referindu-se indirect la speculațiile legate de presupusa implicare a lui George Soros în scena politică românească. Aceasta a răspuns, astfel, unor acuzații vehiculate de figuri publice, inclusiv de membrii ai familiei lui Donald Trump, cu privire la anularea alegerilor din România, catalogată drept o mișcare influențată de forțe externe. Aveți tot respectul meu pentru lucrurile mărețe pe care le-ați făcut. Sunteți un adevărat lider al poporului, exact ca și mine. România este acum mai fragilă ca niciodată și țara este amenințată atât din interior, cât și din exterior. Curtea Constituțională din România nu a înlăturat pericolul rusesc. Instituțiile românești încă trebuie să răspundă unei lungi liste de întrebări. Rusia încă se joacă cu România și acesta este motivul pentru care nu voi părăsi această luptă. Nu lupt pentru mine. Lupta este pentru toți românii și pentru țara pe care o iubesc, a scris Elena Lasconi. Într-un efort de a atrage atenția administrației americane asupra situației politice din România, Lascon i-a etichetat pe platforma X nu doar pe Donald Trump, ci și pe figuri importante din cercul acestuia, precum Elon Musk, senatorul Marco Rubio și congresmanul Mike Waltzet. Prin această inițiativă, ea a dorit să obțină sprijin internațional pentru a evidenția problemele cu care se confruntă România, de la independența instituțiilor statului până la influența geopolitică a Rusiei. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.